până în acest moment ALDE-ME Edinți a validat în forurile noastre interne, așa cum spune statutul, un număr de 20 de candidați pentru primăriile județului Mehedinți. Deputatul de Mehedinți, Viorel Palașcă, președintele Alianței Liberalilor și Democraților în Mehedinți, a declarat în conferința de presă susținută sâmbătă la sediul acestui partid că ALDE în Mehedinți are un scor de aproximativ 9%, conform unor sondaje efectuate în luna decembrie. Efectuate în județul Mehedinți, sondaje despre care nu s-au spus și nici nu s-au scus foarte multe informații în public. Astfel, Viorel Palașcă își dorește o construcție cât mai puternică a acestui partid în județul Mehedinți până la alegerile locale. ALDE-ME Edinți, în luna decembrie, și nu vorbesc la zi, vorbesc de aproximativ acum 2 luni, avea un procent de peste 9% în județul Mehedinți. Procent politic pentru județ, pentru lista de consilieri județeni. De atunci vreau să vă spun că s-au întâmplat multe lucruri. Am început să nominalizăm candidați pentru funcție de primari, am stabilit deja un număr important de consilieri și mai mult decât atât vreau să vă spun faptul că spre noi se îndreaptă foarte mulți oameni de calitate, foarte mulți oameni în care noi le acordăm încrederea, oameni care au încredere în noi, au încredere în programul nostru politic, au încredere în cei doi copreședinți, Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin. Deputatul Viorel Palașcă în conferința de presă a dezvăluit numele unor candidați în municipii și orașe, dar și în comune. Până acum, 20 de unități administrativ-teritoriale au un candidat din partea ALDE, începând de la foști pedeliști, peneliști și chiar pesediști, oameni noi care nu au mai făcut politică sau chiar foști preoți. În schimb, surprizele nu constau în numele celor care au schimbat partidul. Constau în faptul că foarte mulți antreprenori din zona rurală au înțeles și au ales să-și încerce norocul în scrutin cu sprijinul ALDE. În primul rând este domnul Viorel Spuză, primar al comunei Vlădaia, om care și-a câștigat în anul 2012 un mandat într-o bătălie foarte dură, dar acea bătălie dură, că știți ceea ce întărește o bătălie dură, l-a făcut să fie un primar foarte bun în comuna Vlădaia și prin calitățile pe care domnia sa le are, să își pună în practică promisiunile pe care le-a făcut, să se impună în acea comună ca un veritabil lider administrativ, dar și politic, lucru care îl îndreptățește, evident, la obținerea unui nou mandat de primar din partea ALDE. Eu am mare încredere că dânsul va continua ceea ce a început în acest mandat și mai mult decât atât, lucrurile bune pe care le-a promis și le are de gând să le facă și le doresc cetățenii din Vlădaia să se împlinească și în cel de-al doilea mandat al domniei sale. La Vânjumare ne va reprezenta în alegeri domnul Mijache Alexandru din postura de candidat de primar. Dânsul este fost primar al orașului Vânjumare, un om cu foarte bune rezultate în zonă, un avocat de profesie, un om cu o meserie bine consolidată, la Orșova. Ne va reprezenta în alegeri din postura de candidat de primar domnul Jinga Nicolae, poate este o surpriză, meseria dânsului, dar așa cum știți, care îl cunoașteți, este preot, dar este un om care și-a dedicat aproape 4 decenii din viață pentru binele orșovenilor, un om care știe durerile cetățenilor din Orșova, la Cujmir. L-avem pe domnul, ca și candidat, pe domnul Trușca Alexandru. Domnul Trușca Alexandru este directorul finanțelor publice din zonă, din Vânjumare, este un om al locului, un om al Cujmirului, la Dumbrava. L-avem pe domnul Enache Cătălin, un tânăr, puțin mai mare decât Noel, ca vârstă, un tânăr întreprinzător local, un om bine consolidat în acea comună, prin familie și prin activitatea lui, și energia pe care o are și dorința de a face bine în Dumbrava îl recomandă pe deplin pentru a fi primarul acelei localități. La Gârla Mare l-avem pe domnul Bălășoiu Dumitru, fostul primar al comunei Gârla Mare, un om cu experiență politică, cu experiență administrativă.
La Grozești, îl avem pe domnul Palcu Eugen, un om al locului, un om care lucrează în industrie, un om care știe ce înseamnă sărăcia din comuna Grozești și mai ales o personalitate locală la Hinova. Avem iar un tânăr din generația 30 de ani. Este vorba de domnul Bețiu Adrian, un om al locului, un om care știe bine ce înseamnă durerile și neîmplinirile din Hinova. La Uznicioara l-avem pe domnul Crețescu Emanuel, viceprimar în funcție, un tânăr de asemenea, care va face tot ceea ce poate ca Uznicioara să se schimbe în bine, așa cum a făcut tot ceea ce a putut și în acest mandat de viceprimar. La Ilovăț îl avem pe domnul Andronie Sebastian, nu este primarul, este doar o potrivire de nume, este un om de afaceri din turnul Severin. La Pătulele l-avem pe domnul Florescu Daniel, cadru didactic, directorul școlii în acest moment, directorul școlii din Cujmir, un om care va intra într-o bătălie foarte grea cu un primar bine consolidat acolo, dar am toate speranțele că energia, tinerețea și mai ales dorința lui de a face bine în Pătule îl vor impune ca primar în vară. La Pădina avem de asemenea un cadru didactic, domnul Răveanu Mirel, profesor, un om al locului, un om care va face tot ceea ce poate, ca și Pădina, să iasă din atmosfera aceea prăfuită în care se află de destui de mulți ani. La Pristol l-avem pe domnul Sandu Marin, este un om al locului, un om cu experiență, a lucrat mai mult în județul Dolj, a fost directorul sistemului de îmbunătățiri funciare pe toată Oltenia, un om care știe ce înseamnă Pristolul și mai ales are soluții pentru rezolvarea problemelor de acolo.